Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Raportul de seară, întâlnirea de fiecare zi de joi. Alături de mine în platou se află domnul Mihai Chira, jurnalist la News Bucovina și analist pe aceste meleaguri. Politic. Zona administrat. Bună seara, Vali. Analist politic. Ca să reține, politic ca să nu greșim, și, doamne ferește. Da, și zona administrativă. De ce administrativă, nu? Adică, politică, așa este. Da. Că la politică se pricepe toată lumea. Mulțumesc că ai răspuns invitației noastre. Da, știi cum se spune? Ferească Sfântul să nu fie adresat. Veneam singur, făceam, mă legam de pupitru da. Aici. Nu plecam deja. Până îmi puneai întrebare. Există deja, așa cum folosește la nivel național în politică, nu există chimie. Deci acum există chimie, da? Între tine și Bucovina TV, da? Da, nu. Hai să nu fiu rătăcios, să nu fiu nici ipocrit. Știi foarte bine că noi ne cunoaștem de foarte multă vreme. Când am intrat în presă, erai deja acolo. Ne-am cunoscut, avem îndată aproape 20 de ani de când ne știm. Da. Eu nu știu când a trecut timpul. Mie chiar îmi place la TV. De ce? Cu TV-ul eu am început la Constanța. Poate ți-am povestit, poate nu ți-am povestit, dar în timpul facultății, în anul 3 de facultate, atunci mi-a fost inoculat virusul acesta al TV-ului. Lucram la MTC, la Marine Trading Center, cum era Institutul de Marine din Constanța. Făceam o oră de jumătate de oră marți și jumătate de oră joi. Aveam o emisiune. Una ceva administrativo-politic și una ceva ce ținea de zona dreptului penal, în fine, o chestiune legată și de facultate. Mi-a plăcut foarte mult atunci. Atunci am descoperit ce înseamnă o cameră SVHS. Sper că cei de regie mai țineți. O nebunie, ideea întreagă. Trebuia niște acumulatori. Mergeam cu ea. Era o întreagă manevră. Deci, un sfert de oră de ținut camera aia în spate. Tremurai microfoane din alea adevărate cu tot felul de cabluri cât degetul de gros. Adică era o adevărată peripeție să poți să faci o știre pe vremea respectivă și să faci un material de TV. Mi-a plăcut foarte mult televizor. Dar la montaj să vezi ce greu era. Am lucrat și în montaj. Vorbesc foarte serios. Iar la montatul cu frames-ul din ăla, cu poveste, nu mai știu. Deci le știam pe de rost. Da. Și așa se făcea televiziunea atunci. Erai și reporter, erai și cameraman, îți puneai singur în platou camele, ți le aranjai, white balance, povești de genul ăsta, nici nu se discută asta, le făceam așa. Și făceai singur rost de bani pentru salarii, nu? Nu era, povestea asta încă nu trăisem, am trăit-o de-abia după ce am ajuns la Suceava, povestea aceasta, că a trebuit să ai și devenit. Monetizez ceea ce spun și ceea ce scot, ce scot ca și produs jurnalistic. Da. Dar mi-a plăcut televiziunea. N-am să neg niciodată și nu vreau televiziunea să fiu. Televiziunea nu este în pericol în raport cu Facebook, cu rețelele de socializare, ca să spun așa. Nu. Dacă ar fi să facem o radiografie a presei... Sau televiziunea prin net. Nu. Știi de ce? Există o poveste care s-ar putea să-ți se pară ciudată. Eu am citit foarte mult în ultima perioadă, însemnând în ultimii 3-4 ani, mai ales când Facebook a luat o asemenea amploare, am citit diverse analize. Toate lucrurile converg spre un punct foarte clar. Televiziunea nu va pieri niciodată. De ce? Pentru că la televizor, deși Facebook-ul câștigă în audiență ceva despre asta, sunt clipuri, Vali, care au milioane, corect, sute de mii, zeci de mii de vizualizări, știri de zeci de mii. Noi dacă putem pretinde în seara asta că avem, dau și eu un exemplu, 10.000 de telespectatori care ne urmăresc acum, s-ar putea să fim mai mult decât ipocriți, să fim puțin sefiști, adică foarte visători. Da. Nu se uită foarte multă lume la TV la noi în momentul ăsta, dar se uită foarte multă lume comparativ cu celelalte televiziuni. Nu asta e important. Da. Televiziunea ce se întâmplă? Sunt foarte, foarte multe canale. Este foarte simplu să stai în fața TV-ului cu telecomandă. Este cel mai facil mod vorbim despre sute de canale. De a schimba produsul tău. Da. Nu-mi place fața, nu-mi place cum s-a îmbrăcat Chira. Vari nu l-am prins într-o... Imediat am dat. Mi-e foarte simplu. Pe laptop există o problemă. La TV-ul din casă se pot uita concomitent, urmărindu-ți bucuria ta, împărtășind cu tine acea formulă, mai mulți oameni. De la 3, 4, 5 oameni în sus. Se poate face o întreagă vizionare când sunt prieteni la masă. Să-i ascultăm pe ăștia, ne adunăm într-o seară. Se adună PNL-ul în seara, se adună PSD-ul. Hai să vedem ce zic nebunii aia doi la TV. E o altă perspectivă. La laptop nu prea poți să stai. La computer ești doar tu cu ecranul și nu împărtășești nici bucuria, nici supărarea. Din perspectiva asta, specialiștii au înclinat și au spus foarte clar. Au opinat că nu va muri televizorul prea curând. Nu este cum. Doi, internetul e foarte bine dezvoltat în România
și în țările astea din Uniunea Europeană, dar mai spre partea de est a Europei. În vest, băieții cu IT-ul nu prea cu internetul, că nu prea au ce să mănânce, cu Facebook-ul nu prea savurează. Na, îi mai vezi, nu ai să vezi neapsoare gândul pe Pokémon pe la semafor, cum se întâmplă prin România, încă nu e nebunia aia. Da, e o diferență, nu. Televiziunea va rezista foarte multă vreme. Spre deosebire de ziare care presa scrisă și din la Suceava și în țară, după cum vezi, lucrurile se îndreaptă într-o direcție neagră și nu pentru că nu am avea ce oferi ca presă scrisă, ci pentru că așa e mersul. Da. E, știi cum e, Vali? Poate e temporar de... ceva, să zicem, de un an, 10 ani, nu se va reveni vreodată? S-ar putea că da, s-ar putea că nu. Am să fac o comparație care nu neapărat e cea mai potrivită, dar poate însemna. E, știți cum se întâmplă cu presa scrisă acum? E ca de la mersul cu mașină pe bază de hibrid, care se inventează acum, și căruță. Cam așa e. Presa scrisă era celebra căruță cândva care era spectaculoasă. A fost depășit. Mai întâi de trabant, apoi de mașini 4x4, acum de motoarele hibrid. E foarte complicat în momentul de față să ții pasul cu motoarele hibrid. Nu mai cum, nu mai ce să faci, nu mai poți intra. Deși pare interesant așa, să te urci într-o caleașcă, să te vadă lumea, e bio, e altceva, nu poluezi, dar bine, nu poluezi, dar trebuie să ajung la Bucovina repede, hai, lasă-mă, deci, du-mă cumva. Cu ce gând la Bucovina, să discutăm despre niște liste, da? Despre toate listele, nu băi niște liste. Ceva politică, ceva liste. Administrație, să discutăm despre toate. Da, se poate discuta. Azi a fost un... și săptămâna aceasta a fost o săptămână destul de interesantă din perspectiva loviturilor și ricoșeurilor, cele date direct, cele date cu manta. Hai să le desconspiri tu. Mai întâi, pentru că oarecum au fost listele pentru parlamentare, au fost prezentate oarecum chiar oficial, mai în discuție, vorba doar de validarea de către o structură centrală a Partidului Național Liberal. Așadar, domnul președinte Flutur, împreună cu domnul primar Lungu și el președintele organizației municipale Suceava, Partidul Național Liberal, au vorbit astăzi despre listele Partidului Național Liberal pentru Camera Deputaților și Senat. Așa cum am discutat și cum ai prezentat tu, mai bine spus, în celelalte emisiuni, listele nu au suportat modificări, așa este. Da, modificări. Ce să înțelegem de aici? Mă așteptam personal, într-o anumită măsură, mă așteptam ca la un moment dat doamna Miron să nu se claseze atât de bine. Nu știu de ce, doamna Miron a fost preferată altor oameni mai cu vechime în partid, dar este foarte posibil ca din raționamente de natură nu neapărat politică, cât procedurală să fi fost aleasă domnia sa. Adică. Este femeie, este tânără, senator în funcție, era nevoie de a contrabalansa în partea cealaltă ceva. Bănuiesc că au existat niște calcule acolo. Gheorghe Flutur astăzi în conferința de presă și Ion Lungu, amândoi, au susținut că e vorba despre, că a fost vorba despre o competiție internă și că a câștigat cel care a îndeplinit, a parcurs toată procedura. Da. La ce mod? A zis-o și Ion Lungu, respicat, domnule, dacă vrei să fii pe liste, anunță că vrei să fii pe liste, vino și te bate totuși, măcar în interiorul partidului. Cum te bați tu cu ceilalți dacă aici cu noi nu ești cunoscut? Ai făcut conferința de presă, ai văzut. S-a pus problema despre Sanda Maria Alderanu, deputat, al doilea mandat consecutiv. Chiar îmi pare rău pe mine. O femeie extraordinară. Nu avem ce să reproșăm doamnei Sanda Maria Alderanu. Dar zice și domnul Lungu, domnule, pe ultima sută de metri, doamna, când noi făceam liste aici, ne deam capul de pereți, doamna Alderanu nu a venit. A primit semnale? A primit semnale în sensul că... Că e bine să nu e că nu va intra? Pentru... Asta te întreb. Da, eu sunt convins că da. Doamna Sanda Maria Alderanu este o femeie foarte, foarte orgolioasă. Corect. Și știu ce spun. Doamna Maria Alderanu nu... Statutul îi și permite. Da? Da. Profesional și așa mai. Profesional departe. Este o femeie completă, la toate palierele, nu ai ce să-i reproșezi. Într-adevăr, din punctul meu de vedere, este o mare pierdere pentru PNR Suceava. Pe de altă parte, s-ar părea că s-a dorit acest lucru. De ce? Care au fost arcurile, resorturile interne care au condus la acest lucru? Deocamdată nu știm. Știm însă că doamnei Sanda Maria Alderanu nu i se reproșa nimic la nivelul partidului. Eu cel puțin nu am cunoștințe despre un reproș clar referitor la ceva.
E foarte probabil, repet, Vale, din perspective economico, juridico, financiaro, socio-logistico, da? Pune-le pe toate la un loc, doamna Ardeleanu să nu fi corespuns la mai multe paliere. Și atunci, poate au considerat că e un câștig mai mare să meargă pe lista pentru deputați cu doamna Angelica Fădor. Dacă o pui în balanță pe doamna Fădor, primar, mandate la rând, zona de munte, am spus-o și în emisiunea trecută, doamna Sanda Maria Ardeleanu, o cu totul altă femeie, din cu totul altă perspectivă, e foarte posibil ca domnului Flutu să-i fi plăcut în momentul de față, să vrea să ia o femeie care să reprezinte un alt gen de politician decât reprezintă doamna Ardeleanu. Un cu totul alt gen de politician. Și doamna Angelica Fădure e o femeie rasată, o femeie elegantă, o femeie fină, nu ai ce să-i reproșezi. Dar e din cu totul alt meniu. Ea nu e din meniul doamnei Ardeleanu. Adică e un meniu, să zicem, care aduce voturi mai puține voturi. Sau o diferență? Ce le-a diferențiat? Putem discuta pe subiectul acesta foarte multă vreme și să știi că orice cuvânt bun spus pentru doamna Ardeleanu... Pentru că în joci pentru goluri. Da, și aici a orice cuvânt bun îl spui pentru doamna Ardeleanu s-ar putea să o jignești pe doamna Fădor. Orice lucru bun îl spui pentru doamna Fădor s-ar putea să îl iei din contextul pentru doamna Ardeleanu. Și nu e regulă. Adică doar o evaluare din punct de vedere politic, din punct de vedere al voturilor. Nu am pus în discuție competențele. Da? De acord, deci, da? A mai fost o poveste și cu Alexandru Paziuc. Da? A făcut scandal, că vrea să... O să vedem exact ce se va întâmpla cu domnul Paziuc la aceste alegeri, dacă va putea să candideze independent și dacă, într-adevăr, supărarea sa va avea o rezonanță la nivelul votului pentru votului politic. Gheorghe Flutur, orice îl putem suspecta pe Gheorghe Flutur, numai că nu știe să facă politică, nu putem să-l acuzăm. El a spus, să știu foarte bine, fotbalul se joacă pe goluri. Dacă poți să dai gol, ești în echipa mea. Nu ești frumos, nu știi să zâmbești la cameră, te mai bați noaptea prin baruri, dar doua zi mi-ai dat gol. Am câștigat meciul, mulțumesc frumos. Nu mă mai interesează ce faci. Mie mi-ai dat gol. Doar să fie comportamentul tău din afara meciului extraordinar de urât ca să eu să zic, bă, n-am ce faci. Și nici atunci, și atunci voi considera că poate tot și odată ești bun. Că vreau să câștig meciul. Noi vrem să facem politică pentru domnul Surugiu? Da, Vale. Și cu Radu Surugiu. Radu Surugiu... Adică tot așa îl vede că, cum Vale, ai fost? Sunt pierderea sumată. Nu ți-ai scălciat papuci în campanie electorală? E pierderea sumată, Vale. E pierderea sumată. Eu am spus-o și atunci. Am spus-o și la Bucovina TV în emisiune de dimineață, care am avut acum 2 săptămâni. Cineva și-l va asuma pe Radu Surugiu. De ce? Din mai multe puncte de vedere. Să știi că unul din cei 2 oameni aflați astăzi la masa de la PNL, rector Gheorghe Flutur și Ion Lungu, unul dintre ei și-l a asumat 100%. Tare mie că cel care și-l a asumat este Ion Lungu. Și de ce spun asta? Ai nevoie de un om care să fie la 5 centimetri de urechea și de masa președintelui partidului. Mai mult decât atât. Dacă ai acel om... Liderul e maxim. Da. Domnul Radu Surugiu are legătură directă cu doamna Gorghiu. Haideți să fim foarte sănătoși așa. Deci cât să fii de nebun... Să vrea domnul Surugiu să candideze la Suceava și tu să spui, bați cu palma în masă, spui, nu vreau, eu sunt Gheorghe Flutur și nu vreau. Bă, George, stai așa că putem discuta și alte aspecte. Stai că s-ar putea să nu ne mai intereseze. Bun, acum tu ai pus în discuție un scenariu, că nu există între ei asemenea discuție. Nu, doamne ferește, e un scenariu, un scenariu negativ. Da. N-ai voie să te superi pe șeful tău de la partid, oricât ai fi tu de valoros, pentru că listele astea se fac la Suceava, dar se aprobă acolo. Da. S-ar putea la un moment dat să te duci la București cu o listă extraordinară să spună nu, vă rog să mai votați odată. Păi, doamnă președinte, știți că dar repede că e târziu și trebuie să depunem listă. Dacă vreți listă, dacă nu, nicio problemă. Și imediat te dai de după gardă. Atunci, posibil să fi fost o misiune de partid? Da. Da? Pur și simplu. Pur și simplu a fost o misiune de partid. Domnul președinte... Cum îl inventăm noi pe Radu Sur? Păi, o misiune de partid. Da. Vale. Vreau să o comunic. Da. Mă angajez chiar dacă domnul Mihai Chiră va fi supărat. Îmi va reproșa echipa și îmi va cere să explic susținerea mea pentru este domnul Gheorghe Flutur. Surugiu. I-ai văzut pe unul dintre candidați acolo? Deci astăzi Gheorghe Flutur și Ion Lungu, cei doi lideri ai partidului la nivel județean, municipiu și județ, da? Cei doi lideri mari ai partidului, au prezentat lista. Da. Au citit niște nume, Vale. N-a venit niciunul în fața noastră. Niciunul dintre candidați. Și atunci cum... deslușești ce vrei, ce se ascunde. E echipa lui Gheorghe Flutur și a lui Ion Lungu. Asta e traducerea mea. E clar. Okay. Ei se duc, ei pierd alegerile. Nu ai cum. E vorba de o echipă. Da. Acum chiar e vorba de echipă. E vorba de o listă.
lista asta o trage în sus și o împinge de la spate, nu mai contează. Restul de pe listă nu mai contează. Bine, contează foarte mult. Hai ca să nu fim răutăci, contează bine, foarte mult. Ei au ales cu foarte mare grijă 1, 2, 3, 4, 5, 6, că au făcut de niște calcule, e clar că nu și-au bătut joc de listele astea. Dar cei care vor avea de pierdut cei mai mult sunt cei doi. Pentru că, da, nu vor face 6 cum vor 6 deputați, vor face numai 5. Nu va intra al 6-lea. Intră și domnul Doroftei, îți garantez, Ovidiu Doroftei. Doamna Fădru se retrage de pe ei, se duce la primărie că vrea să-și termine proiectele ei pentru care s-a angajat față de cetățeni și urcă domnul Ovidiu Doroftei. Nu e o problemă de asta. Problema este rămâne. Că rămâne, dacă mai avem că 2 luni până la... 2 luni. Nici nu știi când trec. Să vezi că în momentul când pierde Gheorghe Fluturu, dacă pierde. Nu pierde lista. Că nu poți să spui de pe lista aia din cei 6 care a pierdut. Nu a pierdut niciunul. No. Au pierdut toți și președintele organizației județene. No. A pierdut primarul și președintele organizației municipale. Pentru că ăștia sunt, ei merg de acum în echipă, sunt sudați, nu mai încotro. Dacă îl dai pe un afară de la partid sau se întâmplă ceva, urcă următorul. Ei trag și pentru locul 1 pe lista de deputat, și pentru locul 13, și pentru locul 1 la Senat, și pentru locul 6 de la Senat. Pentru că toți sunt aceeași listă. No. Toți sunt în aceeași listă. De-aia spun că lucrurile sunt un pic mai nuanțate aici și eu sunt convins că și Ion Lungu și Gheorghe Fluturu și i-au asumat pe toți cu bune, cu rele și vor face tot posibilul să netezească acolo unde sunt găurile și să extrapoleze acolo unde sunt avantajele. Și ai să vezi că așa va fi în perioada următoare. Da, mulțumesc că luăm prima pauză de publicitate, doamnelor și domnilor. Revenim imediat.